a spus după înviere, iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Pentru că Hristos este cu mine. Este biserica Lui prezent și lucrător. El descoperă tot ce a fost în Biblie printr-un sfânt. Spre exemplu, Sfânta Maria Egipteanca, care nu citise Biblia niciodată, o știa pe de rost. De unde o știa? O știa prin lucrarea Duhului Sfânt în inima ei curățită de patim, luminată și în Dumnezeu. Știa tot. Tot ce se petrece în biserică. Adică nu s-ar pierde nimic. De aceea spun eu, printre alte argumente, că protestanții sunt de arătură. Că ei tot cu Scriptura, tot cu versetele, tot cu citatele, tot cu litera. La noi contează Duhul mai mult. Și litera. Dar litera înțeleasă în Duh și adevăr. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Care a fost întrebarea? Păi, Sfântul Cainec și Sfântul Animal. Am răspuns. Da. Să duce pe ei. Cu totul. Mă uit la oameni care au pretenții și vedeți că omul s-a îmbunătățit rațional. Dar m-a frapat un actor foarte cunoscut, Alain Delon. Nu se poate să... Alain Delon nu cunoaște să o zic. Dacă mă întreb ceva din Sfântul Apostol Pavel, mai greu. Da. Și asta spune ceva despre noi. Da. Mare actor, evident. Un om care are talent născut, mai nu știu, spre arta aceasta a imaginației și a imaginarului, spre a patinilor lucrare. Evident. Este și forma de îndrăcire prin film. Există formă de idolatrie prin actorii. Cele unul dintre ei, idol de mulți, iată, adică ceea ce se opune direct creștinismului, idolatria și idolii, este și acesta că, dar de ce l-am dat ca exemplu aici? Pentru că m-a frapat ceva, m-a frapat din mult spus. Hai să folosesc un alt termen. Totuși un pic m-a mirat. Cum un om care are inteligență, care are o cultură, succes în lumea aceasta, cunoaște multe lucruri, acum la bătrânețe. A căzut în deznădejde și vrea să fie eutanasiat. Adică să aibă o sinucidere asistată. Nu asta e problema. Nu despre asta am vrut să vorbesc. Ci despre faptul că e îndrăgostit de câini. Da? Iubește enorm câinii, are un cimitir de câini. Și are un câine acum foarte apropiat de sufletul lui, care ar vrea să fie mormântat odată cu el. Îl vede pe câinele acela un fel de alter ego al lui. Nu vi se pare că asemenea psihiatriei și asemenea științei fără Dumnezeu, iată și oamenii care au trăit în lumea aceasta, fără să-L cunoască pe Dumnezeu, văd omul similar cu animalul? Adică, fără suflet, în sens creștin. Fără ceea ce am spus eu că este sufletul. Ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce spune Scriptura, ceea ce spun Sfinții Părinții Bisericii că este sufletul. Absolut o concepție de aceasta, dacă vreți, materialistă, o concepție anticreștină, evidentă. El cred, așa crede, are un suflet ca și al câinelui cu care, mă rog, este prieten. Nu vă râdeți, am văzut și zâmbete. Am văzut că parcă s-au înmulțit și în România oameni iubitori de câini mai mult decât de oameni. E, asta nu e regulă. A, să ai grijă de câini. Să dai tot ce-i trebuie, să îngrijești, să ai afecțiune, dar specifică om, câine. Da? Specifică, adică tu ești superior. Nu ca de la egal la egal. Nu tratezi ca pe un copil, pe câinele tău. Și pe copilul tău ca pe câine. Iertați-mă că zic așa, uneori. Că se întâmplă lucrul ăsta. Da? Asta nu e regulă. E o răsturnare a ordinii firești. Pe care o întâlnim și în România. Există o legătură între noi și cei de dincolo? Eu sunt convins că cei care aveți experiența asta înțelegeți. Că există o legătură foarte profundă, tainică, adevărat, profundă, între lumea văzută și între lumea nevăzută. De altfel, biserica este una. Este biserica aceasta în care suntem incorporați și noi prin botez și ne mișcăm prin tainele bisericii.
ne mișcăm prin prezența și lucrarea Duhului Sfânt în biserica, în care ne silim să rămânem, să nu ne opărăsim prin păcatele de moarte, și biserica de dincolo, biserica nevăzută a celor care au trecut prin moarte și sunt în comuniune cu Dumnezeu. Există oameni care au avut aceste experiențe și sunt convins că și unii dintre dumneavoastră ați avut. Mai ales cu cei adormiți, care au credință, au murit în pocăință, dar uneori experiențe și cu cei care au murit nepregătiți și care aveau nevoie de ajutorul nostru. Aveau nevoie de pomana noastră, de rugăciunea noastră, de milostenia noastră. Legăturile acestea sunt foarte discrete, foarte personale, de la caz la caz, dar sunt și le trăim. Dacă le spui unuia care n-a avut o astfel de experiență, nu te crede. Și nu trebuie să-l condamn. N-a avut. Poate să te creadă sau nu. Dar tu ai avut o astfel de experiență a legăturii cu cei de dincolo. Eu vă dau o mărturie aici despre experiența unei femei care i-a murit soțul, ea având 20 de ani, soțul avea tot așa, vreo de 30 de ani, doi copii, unul dintre ei mi-a fost elev, vedeți, pe excelență. I-a murit într-un accident soțul, era cred electrician și a murit electrocutat în stâlp. Și eu am participat la mormântarea unei alte persoane la scurt timp după decesul soțului acestei femei de care vă vorbesc. Și am întrebat-o, Doamnă, cum ați trecut peste? Părinte, eu nu cred că puteam să trec peste dacă nu visam pe soțul meu în fiecare noapte după deces. Timp de nu știu câte zile, mi-a trecut o săptămână. În fiecare noapte visam, fără să-mi propun. Știam sigur că o să-l visez. Nu era autosugestie, pentru că poți să-ți propui tu să visezi pe cineva și nu-l visez, poate chiar an la rând. Eu am avut această mângâiere și încredințare de la Dumnezeu că soțul meu este viu. Eu numai așa am putut să supraviețuiesc. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a încredințat în aceste vise și vă spun că sunteți preot și altuia poate, nu știu dacă ea spune, că mi-a dat Dumnezeu această putere prin vis. O legătură directă, salvatoare pentru această ființă care își pierduse soțul tânăr și a rămas văduvă și a trăit și trăiește, cred, în continuare, în ce știu eu, o viață frumoasă, alături de copiii ei pe care i-a crescut și educat foarte frumos. Cel mai adesea, ateii sau liberi cugetătorii impută unui creștin devotat lipsa de libertate în gândire și dependența de îndrumarea Părintelui. De multe ori, argumentele lor sunt zdrobitoare și tulbură cugetul pe termen lung. Cum ar trebui să le răspundem lor, fără să generăm ură și conflict? Da, interesantă întrebarea în sensul în care există această percepție. Liberi cugetătorii sau atei? Oameni care nu cred în Dumnezeu, impută unor creștini, dar de ce preocupă pe ei creștini? Păi să atei să-și vadă ateismul lor. Să zice că totuși îi preocupă creștinii. Interesant. Sunt obsedați de Dumnezeu mai mult decât ar trebui. Ei care îl neagă pe Dumnezeu. Liber cugetătorii. Lipsa de libertate în gândire și dependența de îndrumarea Părintelui. Lucrurile astea sunt contradictorii. Păi, dacă spuneți că cei care au îndrumarea unui duhovnic automat nu sunt liberi în gândire, dacă au îndrumarea unui duhovnic, nu sunt liberi în gândirea lor personală, înseamnă că desfințați tot ceea ce înseamnă profesorat, mentorat, model. Orice tânăr, orice elev, orice student are nevoie de un model și un îndrumător. Există când ții lucrarea de licență sau dacă faci lucrarea de doctorat, un mentor, un îndrumător. Asta înseamnă că tu nu mai ești liber? Să faci lucrarea de doctorat sau lucrarea de licență? Dimpotrivă. O faci mai bine. Pentru că îndrumătorul e îndrumător. Nu te forțează pe tine, ci te provoacă pe tine să scoți din tine ce ai mai bun. Să fii creativ. Aici vreau să spun ceva despre pictură. Ca să vedeți ce înseamnă îndrumător.
cineva care a terminat Bele Arte s-a dus la un pictor celebru și a spus: eu doresc să fiți îndrumător pe calea aceasta a artei plastice. Și acela i-a spus așa: ce facultate ai terminat? Ce studii ai? Am făcut liceul de profil și facultatea de Bele Arte. Și am terminat-o ca șef de generație. Ce trebuie să facă? Și acel artist autentic i-a spus: trebuie să faci totul tabula rasă. Adică să uiți tot ce ai învățat. Dacă vrei să fii tu însuți, dacă vrei să fii artist, dacă vrei să produci ceva original, e să uiți tot. Tot ce ai învățat. Poți să faci asta? Nu știu, să încerc. Sub îndrumarea dumneavoastră sper să reușesc. Ei, vedeți? Deci îndrumătorul ce-ți face? Te ajută pe tine să fii tu însuți, să te dezvolți într-un mod personal, autentic, să crești, dar să crești așa cum ești. Nu să faci copy-paste. Adică să reproduci ce alții au creat, crezând că ești deștept. Să aduci ceva nou, să înnoiești lumea. Să aduci ceva nou în pictură, ceva al tău. Eu te voi ajuta pentru ca tu să te cunoști și să devii original în pictură. Și pentru asta trebuie să uiți toate îndrumările acelea care mai mult te-au dresat decât te-au educat într-ale picturii. Credeți că așa înseamnă îndrumător? Nici de cum să nu mai gândești cu capul tău. Pe mie, dacă îmi spunea cineva să gândești cu capul altuia, credeți că, mă rog, eram și format într-o zonă asta cum e matematică, credeți să acceptam un dat? Să gândești cu capul altuia? Sau cei care veniți la noi la mănăstire și ați văzut cum vorbim și cum punem problema. Se pune problema de dirijat la modul mecanic. Păi din potrivă. Îndrumare înseamnă ce? Să ne ajute Dumnezeu să ne descoperim, vorba lui Eminescu, pe noi înșine, nouă înșine. Și să creștem autentic, așa cum Dumnezeu ne vrea. Și cum și noi vrem. Să fim noi înșine. Unici, irepetabili. O noutate, o înnoire a lumii. Nu niște ce se încearcă acum clonări, nu? Ale unor realități care au mai fost. Fiecare om aduce ceva nou în lumea aceasta. Mai departe, nu știu, citește și partea a doua. Cred că am răspuns la prima e bună întrebare. Că există percepția asta că părintele are la Cogoșul vă spală creierul. Cum trebuie să le răspundem? Ce-ar fi rău să spere cineva? Un pic așa sufletul. Și să te simți mai curat, mai proaspăt, mai... Nu? Altfel, în spălarea creierului au făcut toți. Ați văzut unde i-au dus pe oameni. Da? Comuniștii, atei, criminali. Și atât ce consecințe trăim și până astăzi. Când au apărut neocomuniști. Astăzi, partii de succes. În România. Vorbiți-ne despre simțirea înțelegătoare. Are legătură cu rugăciunea înțelegătoare? Simțirea înțelegătoare, când am vorbit despre ea, este o simțire a întregii tale ființe. Dacă te întreabă cineva ceva cu adevărat important despre tine, aceasta ar trebui să te întrebi. Ce simți tu acum? Și dacă nu știi ce simți, e grav. Deci omul trebuie să simtă tot timpul la modul cel mai clar, cel mai evident, cel mai intens, prezența și lucrarea lui Dumnezeu în inima lui și în toată ființa lui. Asta e simțirea principală. Dacă nu simte asta, nu are simțire înțelegătoare. Adică toate simțurile, toată rațiunea lui, toată puterea aceea pătimitoare, prin simțirea Harului lui Dumnezeu în inimă, capătă sens, se armonizează. Omul devine o ființă unită în ea însă. Da? Și capabil să realizeze relații adevărate cu ceilalți. Simțirea înțelegătoare este simțirea lui Dumnezeu care te unește pe tine însuți, în tine însuți și dă sens vieții tale. Și creează relații autentice cu oameni care caută același lucru. Este transformarea ta din individ în persoană. Simțirea înțelegătoare este o simțire, vedeți, mai presus de înțelegere, mai presus de rațiune, dar nu irațională. Rațiunea devine ce este ea firesc. Are lucrare ea tot. Imaginația are lucrare firească. Pofta și ințina lucrează firesc. Toate puterile sunt
concentrate, centrate, concentrate în inimă și de acolo, unite cu Harul lui Dumnezeu, se înalță permanent într-o epectază care nu are sfârșit, ca să folosesc un pleonasm. Și atunci vorbim despre omul integru și întreg. Asta e simțirea înțelegătoare. Toate simțurile cele cinci nu sunt în conflict. Gustul caută plăcerea lui, ochiul caută plăcerea lui, celelalte simțuri în felul lor, cu mădularele specifice, rațiunea caută să fie satisfăcută ea, să afle ea adevărul, rațiunea. De asemenea, pofta caută plăcerea, iuțimea caută succesul, să fii peste celălalt, să-l domin, să-l desfințezi pentru a te ridica deasupra. Toate, vedeți, lucrează și în parte și desfinată. Deci puterile nu sunt ce ar trebui să fie. Simțire înțelegătoare o are omul care își simte centrul lui și acolo pe Dumnezeu în adânc. Toate celelalte se adună. Aceasta e simțirea înțelegătoare pe care sunt convins că o dorim cu toți. Doar un astfel de om poate iubi, de exemplu. Nu, celălalt om nu poate iubi. Tu poți să iubești cu rațiunea doar? Poți să iubești doar cu sentimentul? Poți să iubești doar cu o parte din tine? Cine iubești? Partea aia? Ce cauți? Cauți plăcerea ta în relație? Sau cauți ale celuilalt? La modul altruist. Lucrurile sunt foarte simple, vedeți? Ce simți tu? Ce lucrează în tine? Ce energie lucrează în tine cu precădere? Și de aici îți dai seama cum ești. Îi spun lui doctor ce simți, că așa te întreabă când te duci la un doctor, părinte, mă doare, mă seau. Păi să vedem care. Și spui care. Mai faci și o radiografie să fie sigur, nu? Nicolae Iorga spune la un moment dat o treabă pe care aș dori să o rețineți. El care avea un pic de mândrie, era orgolios, se știe, dă o pildă despre orgoliu, despre mândrie. Că știți cum vă dați seama dacă aveți mândrie? Așa cum vă dați seama atunci când beți apă rece sau consumați ceva foarte cald, vă dor dinții. Atunci când te dor dinții, înseamnă că sunt bolnavi. La fel se întâmplă și cu omul când e lăudat sau când e criticat, începe să simte ceva în mântul lui. Dacă simte ceva în mântul lui, când e lăudat sau când e criticat, când e lăudat simte satisfacție și când e criticat simte așa un fel de revoltă, de tulburare, are mântrie. Deci precum dinții te dor, când vine apa prea caldă sau prea fierbinte, prea rece, la fel se întâmplă și cu mândria. Ți se descoperă că ai mândrie atunci când te laudă cineva sau când te critică cineva. Iar blândețe, spune Sfântul Ioan Scăraru, are acel om care nu simte nimic înăuntru lui, nici când e lăudat extraordinar, nici când e desfințat, când e criticat. Acela care are simțire duhovnicească nu mai mișcă simțirile astea. Le consideră așa ca un fel de ceva auxiliar, neimportant, exagerat, nerealist, nu îi se potrivesc. Ceea ce contează pentru el să simtă ce zice Dumnezeu în inima lui. Dacă Dumnezeu zice în inima lui ceva care e compatibil cu lauda, toată lauda aceea, noi ce facem? Cum zicem la liturghie? Că ție ți se cuvine, Doamne, toată slava, cinstea și închinarea. Iar când îl critică cineva, sigur că merităm să fim și criticați, chiar dacă nu pe drept atunci, avem noi niște, știm ce ne poate capul, știm ce am făcut altădată, merităm critica aceea, chiar și nedreaptă, nicio problemă. Ne o asumăm. Merităm, adică să suferim pe nedrept, pentru că altădată i-am făcut pe alții să supere. Noi i-am făcut să supere pe nedrept. Și atunci ne însușim un pic și acea nedreptate, pentru că și noi la rândul ne-am făcut în viață nedreptăți altora. Și găsește omul duhovnicesc tot timpul, știți, argumente pentru a se zmeri, pentru a fi realist. Adică. Cum să ajungem să-L cunoaștem pe Dumnezeu încă din lumea aceasta, având în vedere cât suntem de împătrâniți?
pateric, că de va voi omul, de dimineața până seara, poate să ajungă la măsură dumnezeiască. De va voi omul. Eu zic și de va crede. Adică voință în sensul acesta. De va voi omul, de dimineața până seara, poate să ajungă la măsură dumnezeiască. Nu trebuie timp mult, ci sinceritate cu noi înșine și activarea credinței ca deschiderea inimii spre Dumnezeu. Fleul este șoapta Îngerului Păzitor pe care o auzim dacă suntem frânți în urechi? Este doar fleul suficient pentru mântuire? Da, și Îngerul lucrează. Rămâne o taină lucrarea Îngerului Păzitor. Sunt convins că a simțit aripile lui care v-au protejat. Și fleul, da? Nu știu pe cum. Dar sigur lucrează Îngerul. De altfel, în Sfânta Liturghie, mereu preotul face referință la îngeri. Face rugăciunile lui, apel la ajutorul îngerilor. Și la ajutorul lor și la prezența lor care împreună cu noi înalță rugăciunile lui Dumnezeu. Un chip tain. Dar dacă nu avem, vedeți, dacă nu avem simțuri curățite, noi nu simțim că prezența lui e una fină, delicată. Noi suntem grosie, suntem plini de pati, întunecați la mine, cum să simți? Și spune aici, cineva te iubește, cu adevărat, și tu nu simți iubire. Pentru că n-ai organ, cum să zic, n-ai simțul pentru asta, te-ai îngroșate, sau tot ce simți. Asta e grav, că Dumnezeu ne iubește și noi nu simțim iubirea. Că sunt oameni care ne iubesc, și noi nu simțim acea iubire. Și n-are nimeni ce să ne facă. Doar de rugăciune este trebuință. Asta e iadul. Să fii iubit și să nu simți iubirea. Tu să-ți dorești alt tip de iubire. Egoistă. Cum vrei tu. Când vrei tu. Avem doi copii adolescenți care învață bine, dar nu citesc, sunt legați de telefoanele mobile la propriu, urmăresc doar filme și producții TV, sunt zăbavnici la treabă, la ajutor în gospodărie. În acest moment, ce ar trebui să facem ca părinți? Ce nu am făcut, poate o știm, dar ce ar trebui făcut de azi înainte? Acum, dacă ei se uită pe telefon, citesc acolo. Mi-a spus că nu citesc. Am înțeles la ce vă referiți. Nu citesc cărți printate, dar citesc pe telefon. De unde știți dumneavoastră că nu citesc? Intră pe site-uri ortodoxe? Ați spus că știți că de fapt urmăresc filme și videouri de astea, știu și eu, specifice vârste, poate, nu știu. Trebuie să le propunem o alternativă. Lucru cu tânărul, cu elevul, cu studentul, trebuie să ofere alternativă. Asta e tot. Dacă eu le propun ceva superior și trebuie să-i convinc că e superior, că dacă nu-i convinc, eu, profesor, sunt slab. Dacă eu le propun ceva, o alternativă superioară, ei vor merge spre aceea. Eu spun că asta e metoda. Grav și foarte grav este să-i oprești de la ceva fără să le oferi o alternativă viabilă care să le placă. Asta se face de când copilul e mic. Da? Ca să-l scoți din telefon, de pe tabletă, spre exemplu, trebuie să-l motivezi pentru a face un sport. Un sport sub îndrumarea unui profesor adevărat. Îl va ajuta pe copil să crească frumos și armonios și fizic și psihic. Și apoi, alternativa la, știu eu, la jocurile electronice, la filmele de tot soiul, care sunt foarte spectaculoase, care sunt foarte atractive, aș vedea-o în lumea aceasta a descoperirii unor valori pe care, eu sunt convins, copilul le înțelege. Descoperirea valorilor frumosului, spre exemplu, din natură. Adică să-l duci tu, părinte, că nici tu nu te-ai dus. La munte.
vara și iarna. Nu la mare. Și la mare. Dar să nu stai la mare. Ai intrat în apă, mă rog, te duci într-un concediu. Dar nu îți consuma timpul concediului și a vacanței copiilor tăi, stând, să spune, și dormitând mai mult, nu știu. Adică lenevind, ca să o spun de-a dreptul. Nu, mereu să ai o activitate frumoasă. Și copilul, dacă a fost cu el pe munte și a văzut frumusețile unei păduri, poate să contemple frumosul dintr-o floare de munte. Să vadă floarea de colț, de când e mic. Să vadă dificultățile unui traseu, dar și frumusețile peisajului care îi se descoperă. Un lac glaciar, da? O creastă de aceea pe care apoi s-o discuți cu el eventual, să discuți cu el despre geometria nouă, fractală, care poate modela o coastă marină sau un munte, o creastă de munte. Sau un nor, care la munte are un spectacol extraordinar, mișcarea norului. Adică să-l duci în natură. După aceea să-l duci în scripturi. Să-i dai un verset care să-l provoace. Nu știu. Mereu să-i creezi o alternativă. Un joc, totul să fie sub formă de joc. Nu să nu fie rigid. Da? Matematica, de exemplu, se învață jucându-te cu ea. Din păcate, nu se întâmplă lucrul acesta în școală. Știi ce înseamnă cuvântul teoremă? Înseamnă spectacol. Să creezi, adică, din predare, învățare, evaluare, un spectacol. Copilul să fie de plăcere la școală. Nu să aștepte pauza și vacanță. Să vină silit. Să vină să memoreze și să reproducă lucruri pe care nu le-a înțeles. Iar dacă le-a înțeles, nu l-au interesat. Cum se întâmplă în școală? Deci, alternativa. Iar cu credința, încet, încet. Să nu credeți că dacă duci copilul de mic, să împărtășește așa până în 7 ani tot timpul. E foarte bine. E necesar. Dar nu e deloc suficient. Când începe copilul să crească, nu prea mai place să stea în biserică. Mi se pare, mai ales dacă duci într-o biserică în care totul e etern. Totul e plictisitor. Nimic, cum să spun, nu-l atrage. Lasă-l cu copilul. L-ai dus cât a vrut, după aceea nu mai vrea, nu-l sili. Lasă, propune-i tot timpul, da, propune-i. Dacă zice nu, îl mai lași, ai răbdare. Părinții care și-au silit copiii, poate că copiii au tăcut și s-au supus până la 12-13, au venit la biserică, credincioși chipurile. Nelipsiți la biserică, spovediți, că țineau și posturile mai mult forțat. Au urât și biserica aia, imaginată mai mult. Aia pe care i-au prezentat-o părinții. Și credința pe care au văzut-o la părinții lor, bigoți, nerealiști și până la urmă cam sumbri, cam triști, cam legați de lege. Duh pe acolo n-a prea simțit copilul. Și atunci, mult timp nu va mai veni la biserică. Mult timp va ocoli biserica și toate cele ale bisericii. Dar nu biserica cea adevărată va ocoli copilul, ci pe aceea pe care părinții au conturat-o prin mentalitatea și comportamentul lor. Când se vor întâlni cu biserica adevărată, sperăm cât mai repede, își vor da seama că părinții lor au fost niște credincioși în literă. În literă, în lege. Și nu în duh. Copilul simte mai mult decât ori nevoia de iubire, de libertate. Eu, de exemplu, dacă la 19 ani îmi spunea cineva că trebuie să țin posturile împreună, că trebuie să duc la biserică fiecare duminică, că trebuie să fac cu tare și cu tare și cu tare lucru, mai riguros decât o fac ca student, când învăț, evident că fugeam la 3 km, la mulți kilometri de biserică. Păi întâi trebuie să aflu esența lucrului. Și apoi, sigur că, spre exemplu, cum e un sportiv de performanță, îndrăgește întâi tenisul, spre exemplu, și de dragul tenisului, de dragul acestui joc, nu neapărat de-al succesului, și asta contează, dar de dragul de a juca, de a fi pe teren, de a fi în aer liber, de a își dezvolta și fizic și psihic personalitatea, face efortul de ori până la nivel de jertfă. Îi curg picături de sânge din degete ca să încă o dată să repete, încă o dată să lovească mai corect, încă o dată să nu se supere când greșește, să treacă peste eșec, și așa mai departe. Dar motivația principală a fost că îi place tenisul. Sau sportul respectiv. Așa văd eu. Dacă îți place întâi, să spun, iubești întâi, să folosesc cuvântul corect, pe Dumnezeu, cel adevărat, ți-l descoperă biserica,
faci pentru asta tot. Sau te silești. Poate nu faci tot timpul tot. Mai de nevești. Dar esența ai prins-o. Cum mi-a spus mie cineva de ună zi, părinte, eu n-am prea dus o viață de om bisericos. Dar locul lui Dumnezeu în viața mea a fost undeva separat. Nimeni n-am permis să se atingă de locul. Am avea un colț în inima mea, încât n-am permis nimănui și nici mie niciodată să se atingă de locul acela. Era sfânt pentru mine. Niciodată n-am permis lucrul ăsta. Când era vorba de credință, când era vorba de Dumnezeu, lucrurile sfinte, am fost un om care n-am permis niciodată să se atingă cineva de locul acela. Și am spus că, uite, după atâția ani, iată că Dumnezeu te-a adus să fii și un om bisericos, în sensul adevărat. Adică omul acum a fi la biserică, se roagă, face toate cele. Ce trebuie să facă de bun. Dar mi-a plăcut ideea asta. Să ai ceva sfânt în tine, tot timpul. Să nu faci compromisuri compromițătoare cu lucrurile esențiale. Uite că m-a apărut atâtea întrebări. Se terminaseră și totuși începe. Așa va fi și veșnicia. E un urmuș infinit prin începuturi care n-au sfârșit. Stăm până... E preferabil să stăm aici. Da. Credeți-mă că i-am murit aici. Chiar trăim. Și o spun, nu așa, ca să vă... Știu eu, să vă gest, ferească Dumnezeu gândul ăsta de mine. Și să vă motivez pentru ceva, și mai ales pentru cineva. Pentru ceva care trebuie trăit la maxim, pentru cineva care trăit iubit absolut. Pentru că El ne iubește absolut. Părinte, eu cred că Dumnezeu nu a îngăduit vindecarea trupească prin preoți, deoarece oamenii nu mai veneau la spovedanie sau la biserică pentru vindecarea sufletului, ci pentru vindecarea trupească, noi fiind mai mult trupești. De asemenea, nu a îngăduit Dumnezeu vindecarea trupească prin preoți ca să nu ne facem idoli din preoți și să-L uităm pe Dumnezeu. De exemplu, Părintele Arsenie Boca. Cât se duc la mormântul Părintelui pentru suflet? Cred că e de mare retorică și foarte bun. Așa este. Așa este. Mântuitorul mai întâi l-a vindecat pe slăbănog de păcate de lumii și apoi de boală. Arătând, de fapt, care e cauza bolii lui trupești. Omul caută minuni de acestea văzute care țin doar 3 zile. Orice minune de asta văzută ține 3 zile și atât. Da? Nu durează. Eu cunosc oameni, rețineți ce care au fost vindecați de Dumnezeu prin preot. Că preotul face și minuni de asta. Nu este o regulă asta, nu este obișnuit asta. Dar vindecări trupești de boli incurabile în biserică prin preot se fac zilnic în biserica lui Hristos. Sunt convins de asta și prin Sfintele Moaște. Și prin Sfinții la care avem evlavie. Prin Sfânta Liturghie, prin Sfânta Împărtășanie, prin Sfântul Maslul. Prin lucrarea preoției în biserică. Sunt minuni și de acestea văzute. Dar ceea ce v-am spus eu, ceea ce v-am spus citând, de fapt, ceea ce Mântuitorul a spus și tâlcuind, după Sfinții Părinți, este că ceea ce este mai important este vindecarea sufletului de păcate. Nu că n-ar fi importantă și vindecarea trupului. Dar aici, ce a spus la final, așa este. Oamenii se duc la mormântul Părintelui Arsenie Boca nu pentru vindecarea sufletului, cei mai mulți. Foarte corect observați. Se și vede din viața lor de după. Vă spuneam, cunosc oameni care au fost vindecați trupești de boli incurabile. Spre exemplu, prin mine. Nici măcar n-am știut. De-aia, mulțumesc Dumnezeu, nici măcar n-am știut. Dar aceia au mărturisit lucrul ăsta. Că prin mine a lucrat cu cineva. Vindecare de o boală incurabilă. Mi-am dat seama, pentru mine ce important este vorba Părintelui Visarion. Că mi-a dat Dumnezeu puterea și tuturor preoții în Biserica lui Hristos să deslegăm pe oameni de păcate atunci când ei se pocăiesc. Să-i eliberăm de duhuri rele. Și asta este adevărata putere și adevărata vindecare, da? Dacă se întâmplă și cealaltă, prin lucrarea lui Dumnezeu, în timp sau imediat, slavă Domnului. Deci, cunosc astfel de persoane, care după un timp au început să nu mai fie atât de recunoscător lui Dumnezeu, care a lucrat vindecarea trupească, așa cum am spus. Adică încep după un timp să uiți. Dar dacă te-a vindecat Dumnezeu de un păcat mare, te-a eliberat de un duh rău, eu zic că asta nu o uiți greu, mult mai greu. Dacă te-a eliberat dintr-o robie grea, cum spune acest Gheorghe, acest Dumitru Bordean, credeți că l-am uitat eu vreodată pe Dumnezeu?
Niciodată. Din ce l-a scos? L-a eliberat de demon, de îndrăcire. Asta contează mai mult, să știți. Contează și partea cealaltă. Dar adesea partea asta trupească, iată și aici se vede, uităm. Sau vin alte boli, pentru că scapi o boală, prin harul lui Dumnezeu, te-a vindecat chiar prin preot. Și apoi vine alta, și vine moartea. De aceea Mântuitorul a dat, în primul rând, această putere preoților de dezlegare de păcate și prin biserică și de tămăduit de boli. Dar în plan secund. Și ca semn, ca simbol al vindecării sufletești. Spre exemplu, lepra și paralizia sunt niște simboluri extraordinare pentru ceea ce înseamnă păcatul. Păcatul înseamnă foarte mult cu paralizia și cu lepra. Dar nu dezvoltă acum asta. Probabil momentul să dezvoltăm. De ce? Adesea, chiar și cancerul de astăzi, e tot un simbol, tot o imagine a ceea ce înseamnă păcatul și lucrarea lui. Părinte, cum să deosebim lucrarea minții de lucrarea rațională? Și cum să facem ca mintea să stea neclintită, fără gânduri? Vă spun ceva foarte scurt. Și când vă spogăriți, să nu credeți că dacă vă analizați cu rațiunea, viața, analiza aceea, înseamnă conștientizarea păcatului. Adică dacă memoria, rațiunea, legăturile acestea la nivel rațional pe care le faceți, înseamnă pocăință. Nu. Păcatul se vede cu inima. Acolo unde se înguimează el. Și mintea acolo lucrează. Prin urmare, când te spovedești, înainte să te spovedești, e bine să te rogi mai mult. Și ce îți descoperă Dumnezeu în rugăciune, îți descoperă. Aceea spui la spovedere. Ce simți tu, cu adevărat că e păcat. Rugându-te, n-ai cum să nu simți. Deci, spovedania înseamnă privirea minții, în sensul de inimă, nu de urmărirea rațiunii, rațional, speculativ. De rugându-te, Dumnezeu îți descoperă păcate și din tinerețe, din copilărie, rugându-te, îți apare după rugăciune, nu în timpul rugăciunii. După rugăciune, îți apare în memorie la modul cel mai clar și simțit și însoțit de pocăință păcatul. Și abia aștepți să te duci la duhovnic să spui, să te eliberezi. Nu înseamnă să te cercetezi, să te pândești, să te, dacă vrei, dacă vreți să te urmărești pe tine așa rațional. Nu să ajungi la pocăință. În duh de rugăciune, ce se descoperă Dumnezeu în taina inimii, după rugăciune, chiar și în timpul rugăciunii uneori, aceea spovedești. Nu iei în drumul de spovedanie și rațional te analizezi, tu mă, parcă am făcut și aia, am făcut și pe cealaltă. Asta este o spovedanie psihică, psihologică. Rațional, speculativă. Nu este pocăința asta. Da, spui că ai făcut cu tare lucru, dar nu-l regreți profund. Pentru că nu simte inima ca fiind ceva cu adevărat rău, înțelegeți? Simte doar rațiunea. Da, am făcut ceva, e păcat, știu că se spune că e păcat, chiar cineva m-a întrebat. Dar de ce spuneți dumneavoastră că e păcat, spre exemplu, să joci jocuri de noroc? De ce e păcat? Uite, eu am câștigat, dar să bani. Și am întrebat, și n-ai pierdut nimic? Bani pierdut, că de-aia am venit la dumneavoastră acum. Am tot câștigat ce am câștigat și acum am pierdut tot. A, și deci tu ai venit pentru că ai pierdut bani. A, de asta, am înțeles. Vrei să scap de ce, deci? Eu vreau să scap de patima asta. A, de ce patima? Că până acum spuneai că e ceva de succes. Așa a apărut. Părea că sunt un norocos. Că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap. Nu cred că Dumnezeu ți-a pus mâna în cap. Acum îți spun eu mâna și te dezleg și acum ți-a pus Dumnezeu mâna în cap. Și te-a dezlegat pe tine de patima asta. Și trebuie să te luți și tu de acum încolo cu rugăciunea, cu postul, i-am dat un canon să o vivești. Deci omul este foarte... foarte ușor, știi, cade de acolo cu ispitele acestea. Foarte ușor și foarte greu se ridică. Dar dacă are credință și motivația aceea de care vă spuneam, dorul după găsirea sensului vieții lui, așa, Dumnezeu imediat îl ajută. Imediat. Părinte, cum să cunoaștem voia lui Dumnezeu în unele situații?
s-o cunoști la modul teoretic. Se descoperă. Există un verset dintr-un psalm, psalmul 93, versetul 10. Dumnezeu este Cel ce învață pe om cunoștință. Direct, personal. Îl învață pe om și prin preot, și prin citirea Sfintelor Scripturi, dar îl învață și personal. Așa poți să cunoști voia lui Dumnezeu. Simți că îți face bine, cu adevărat. Te liniștește. Voia lui înseamnă, de fapt, binele tău. Chiar dacă nu-ți convine la început, nu-ți convine. E o silință la început, e o amărăciune. Dar apoi vine mângâierea. Postul nu e așa ușor să-l ții pentru cine n-a ținut niciodată post. Dar pentru cine a ținut post, să mănânce în timp de post, de dulce, îi se pare foarte greu. Cum să mănânc eu de dulce în post? Nu se poate. A simțit bucuria postului. Folosul postului. Ați spus la un moment dat, omul este ori păcătos, ori virtuos. Credeți că nu există și oameni păcătoși care fac și fapte bune? Oameni păcătoși care fac fapte bune? Da, există. Sunt ticăloși care fac fapte bune. Adică, spre exemplu, fac zidie milostenie. Ce contează nu este că ce face. Motivația și scopul. De ce face? Ce face și cu ce scop. Un om care e cu frică de Dumnezeu are o motivație creștină clară, știe de ce face și cu ce scop. Un ticălos poate, spre exemplu, să facă acte de caritate cu scopul de a manipula. Vedeți? Face o aparent fapte bune. Face caritate. Spre exemplu, face o biserică, chiar, dar motivația lui și scopul pentru care o face este ca să fie pomenit. Dar la modul acesta văzut, nu e văzut de Dumnezeu în lumea aceasta. O face pentru lumea aceasta. De aceea pretinde să-l pui în, să-i faci un portret acolo printre titori și alte pretenții, apoi când vine la biserică e un fel de staroste așa. Mă rog. De undeva peste preot și peste toată comunitatea, că el a făcut biserică. Are pretenție să-l pui nu știu unde. Deci o face pentru slava lui. Nu pentru slava lui Dumnezeu. Dar pe ce face o faptă bună face, nu? Poate să fie nemeră. Primul de undeva bani. Da? I-a muncit el. Trunul, da? Vorbeam cu un pictor care ne-a restaurat biserica veche și ne întrebam de ce nu e semnat pictorul care a pictat acea scenă extraordinară din Fricor, în Fricoșătoarea judecată. Nu se semnează. Adevărat, pictorul nu se semnează. Cine se semnează, ține să se semneze pe o pictură, pictura mea e de valoare și el poate mai puțin. Nu spun că n-ar trebui să se semneze cei mai mari pictori, să mai semnează. Să rămână totuși așa. Dar n-au pretenția asta. O fac așa simiți cumva. Nu o fac că simt ei nevoia asta. Să rămână peste timp, că uite cu tare, a făcut biserica, a făcut pictura, așa. Nu. Suficient este faptul că i-a vrednicit Dumnezeu să valorifice niște daruri pe care el le-a dat pentru slava lui Dumnezeu și pentru binele bisericii. Dacă sunt trecut sau nu în pomenice, pe o pictură, nu contează foarte mult pentru ei. Da? Mai mult propune comunitatea, preotul, alții vin cu propunerea. Și atunci acceptă în final să fie, spre exemplu, trecut în rândul titlurilor, să fie pomenit mai special, merită într-un fel, nu? Dar n-are el pretenția asta. Nu o face pentru asta. Deci fapte bune poate să facă și un om cu intenții rele. Ce se întâmplă cu... Dar bun, bun, cu adevărat, nu este decât un om care a simțit bunătatea lui Dumnezeu. În viața lui. Ce se întâmplă cu sufletul pruncilor omorâți de mame? După plecarea de aici a mamei, aceasta se întâlnește cu acel suflet?
aici rămân taină. Nu ne putem băga în zona asta. Nu ni s-a descoperit de către Dumnezeu clar lucrul ăsta. Dar de la Sfântul Maxim Mărturisitor până la Părintele Dumitru Stăniloae, știu că existența, aducerea de la neființă la ființă a unei persoane umane, indiferent ce se întâmplă după, este mult mai importantă decât non-existență. Rămâne o taină aceasta cu acești copii care nu pot să ajungă finalmente decât la bine. Ei nu au păcate personale. Ne avem păcate personale? Are Dumnezeu socoteală cu acei copii. Problema cu mamele e problema cu pocăința lor. Cu simțirea iertării prin conștientizarea păcatului grav și prin zdrobirea inimii de-a lungul întregii vieți până la ieșirea sufletului și simțirea iertării ca vindecare. Acele mame pot și sunt iertate. Dacă au o pocăință direct proporțională ca intensitate și durată cu dimensiunea păcatului. Adică Dumnezeu până la urmă poate mântui și ne mântuiește pe toți. Problema e cu noi. Dacă vrem sau nu vrem să colaborăm cu iubirea Lui. De ce uneori, chiar și sub tratament cardiologic de reducere a unui ritm cardiac accelerat, inima tot are palpitații? Este un strigăt al ei către tine că nu te cunoști și doar te tratezi cu beta-blocante și nu te tratezi după obicește? Cum trebuie? Nu mă pricep în zona asta. Aici cu cardiologia. Probabil că dă și inima aceasta de carne semnale. Adică semne prin care poți să-ți dai seama cam cum e cu cealaltă inimă. Mai profundă, a spiritului. Probabil că da. Nu știu. Ce părere aveți despre cărțile scriitorului Constantin Dulcan, care prezintă viața de după moarte? Le cam amestec. Și când amesteci religia cu știința, s-ar putea să nu iasă ceva prea ortodox. Știința e știință. Am vorbit despre lucrul acesta. Ea se ocupă cu modelele. Se adresează lumii acestea pentru a face viața mai comodă. Și mai, de ce zic? Putem și prelungi prin știință viața aceasta biologică pentru a înțelege ceva din viața cealaltă, sufletească, duhovnicească. Deci știința se ocupă cu modelele, iar credința are ca obiect cunoașterea prin experiență directă a lui Dumnezeu, Creatorul, prin Harul Necreat. Acela din ce am citit eu, și am citit suficient, le amestecă. Pare un om credincios, dar nu este un cunoscător al Ortodoxiei. Când le amesteci, gata. Sunt două centre energetice diferite. Rațiunea, mă spuneam, și mintea. Ele funcționează complementar, dar nu amestecat. Una, rațiunea, se ocupă cu lumea creată, cu lumea sensibilă, iar cealaltă, mintea, inima, acolo, prin Harul lui Dumnezeu, omul se întâlnește cu Creatorul de care se ocupă, Creatorul care a creat cele despre care cunoaște în parte rațiunea. Încearcă să deducă prin căi științifice existența și lucrarea lui Dumnezeu. Ca referință aici vă dau nu pe acela pe care l-ați nominalizat, ci pe Nicolae Paulescu. Nicolae Paulescu nu le-a găsit. Este un mare de știință și un mare creștin. N-am simțit în tratatul de fiziologie niciun fel de amestec. Altfel e de folos că un om de știință, în speță cel nominalizat, se ocupă și de și de. Eu v-am spus răspunsul teologic, duhovnicesc, după Sfinții Părinții Bisericii, care nu admiteau amestecul între cele două centre energetice, rațiunea și mintea. Dimpotrivă, vindecarea omului înseamnă separarea minții ca energie a inimii prin care omul simte prezența și lucrarea lui Dumnezeu de energia rațională.
În timpul rugăciunii, mintea nu are gânduri. Nu operează logică. Nu are imagini și nu imaginează. O omul de știință asta face. Are gânduri, are raționamente, imaginează, deduce, creează modele, etc., etc. Soția mea s-a sinucis. A fost bolnavă de depresie. Va fi ea iertată de Dumnezeu? Eu mă rog pentru ea în fiecare zi. Sunt primite pomenile făcute de mine? Și ce se poate face pentru un sinucigaș? În primul rând, este un sinucigaș care a avut depresie. Deci a avut o afecțiune psihică. Biserica se roagă pentru aceștia. Îi mormântează cu preot, ne rugăm pentru ei și facem pomeni pentru ei. Ce se întâmplă din urmă, nu știe Dumnezeu. Noi facem ce știm noi, că trebuie să facem. Dacă a fost un om care a suferit de o boală psihică, are această circunstanță atenuantă. Restul, mila lui Dumnezeu. Noi ne rugăm, cum bine ați spus, faceți pomeni, bine faceți. Așa se face. Știm noi dacă primește, cât primește, ce primește Dumnezeu, noi ne facem treaba noastră. Iubirea pentru această persoană nu te poate face decât să faci ce ai spus. Să te rogi pentru ea, să faci milosterie pentru ea și în numele ei. Nu cred că a fost o persoană necredincioasă. Dar dacă a ajuns în depresie, boala aceasta uneori atinge cote greu de suportat. Și poate ajunge acolo, oferească Dumnezeu pe oricine. Spune la rugăciunea de mulțumire pentru Sfânta Împărtășanie, mai bine aleg să mor decât să mai fac un păcat de moarte. Cum comentați faptul că alege moartea? La ce moarte se referă? Poate să facem chiar o întâlnire bărbucească cu tema asta. În multe dintre rugăciunile pe care le rostim, spune numai minciuni. Voi face, voi promit eu să fac, după ce termin rugăciunea, fac fix invers. Ceea ce cred că se va întâmpla și cu noi plecând de aici. Asta nu înseamnă că nu trebuie să revenim. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne rugăm. Tragem de noi. Pas cu pas. Cât de mic pasul să fie înainte și în sus. Eu cred că ceva se adaugă. Sunt convins că mai devreme sau mai târziu vom face niște pași mai mari și mai siguri și mai repede. Facem cât putem, cum putem, prin mila lui Dumnezeu înaintăm. Important să ne ținem agățați. Cu dinți, cu gheață. Nu-mi place poate. Dar de biserică. De tainele bisericii. De această prezență harică. Așa cum suntem. Dumnezeu ne primește așa cum suntem. Noi nu ne prea dăm unii pe alții așa cum suntem. Să creștem duhovnicește și să câștigăm raiul, dacă avem o familie, oameni agresivi și alcoolici sau cu probleme psihice? Păi chiar această prezență dramatică te aruncă în brațele lui Dumnezeu. Ce soluție ai dacă ai o astfel de familie? Decât să strigi către Dumnezeu, Doamne, scapă-mă pe mine și pe ei. Necazurile, bolile, chiar și moartea, spune Emilianu Simonopetritu, în ultima carte a lui, sunt șanse de întâlnire cu Dumnezeu și cu tine însuți. Sigur că trebuie să ne și rugăm noi, cei care nu avem situația aceasta, pentru cei care au astfel de familie. Cunosc dramele astea, îi mărturisim. Dar n-am trăit eu însuți într-o astfel de familie. Pot să-mi imaginez doar. Dar ce poate să-mi furnizeze mie imaginația? Una e să trăiești lângă un alcoolic zi de zi și alta e să-ți imaginezi cam cum e să trăiască cineva lângă un alcoolic zi de zi. Diferența e cade la cel la două. Poți să compătimești, să te rogi pentru cineva, să-i fii alături. Dar el trăiește drama asta cu nervii lui, cu toată ființa lui. Important să-i fim alături. Și să fie și el alături de biserică permanent, să se spovedească mai des, să se roage mai mult, să ofteze. Nu-l lasă Dumnezeu. Dacă într-o familie unul singur e credincios cu adevărat, Dumnezeu face prin acela minuni în toată familie. Mai devreme sau mai târziu. Trebuie și răbdare. Omul își pierde repede răbdarea și așteaptă niște soluții de soluția asta magice. De aceea oamenii apelează la vrăjitoare,
și la forme de-astea magice, să duc la prizop, gata, ca să la mormânt, părinte, o să vedeți ce se întâmplă. Nu se întâmplă nimic. Se poate la autosugestiunea un pic că s-a întâmplat ceva. Adică dacă tu aștepți doar o vindecare de-asta temporară, nu, trebuie să ceri de la Dumnezeu ca să-ți descopere ție și familiei tale cauza. De ce se întâmplă asta? Și să-ți asumi că dacă ai un astfel de soț, cu siguranță ai și tu vina ta. Păi cum te-ai căsătorit cu el? Păi înainte să te căsătorești, ai pregătit momentul. Păi, câte nu sunt. Cum ai luptat în momentul acela? De ce a căzut acela în alcoolism? Și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte complexe și trebuie tratate de la caz la caz. Dar necazul, boala, te aruncă în brațele lui Dumnezeu. Sigur că te pot arunca acestea și în brațele celui rău. Dar ai o șansă mare să strigi mai tare către Dumnezeu și mai cu adevărat. Pe că suntem sănătoși, când toate lucrurile merg din plin, cum se spune, nu? Mai strigăm noi cu adevărat către Dumnezeu. Eu mă bucur de acei copii, zic că dau examene și au numai 10 pe linie și odată pică. Odată pică, au un succes. Și dintr-o dată să prăbușești o lume. Și eu mă bucur și te spun, bine că s-a prăbușit. Tu credeai că ești deștept? Ce dacă aveai 10? Ce dacă ai luat examenul primul? Ce dacă? Tu n-ai mulțumit lui Dumnezeu cu adevărat pentru aceste daruri. Și ți-a luat Dumnezeu darul. Asta. Mai avem întrebări? Două întrebări. Răbdați-i pe cei care le-au pus și pe mine că trebuie să răspund. Vă testați un pic și răbdarea. Știu că am obosit cu toții, dar o oboseală dulce, odihnitoare, o să vedeți ca după ce urci un munte, știi? E greu, dar după aceea te simți, cum spunea cineva, extraordinar de liniștit, de bine, de întărit. Care sunt păcatele de moarte? Bine, aici răspunsul scurt ar fi cele 7. 8. Depinde cum le numărăm. Și anume, gândurile răutății despre care vorbește Sfântul Ioan Casian. Și anume, cele legate mai mult de trup. Și anume, lăcomia pântecelui, desfrânarea și iubirea de arginți. Legate mai mult de partea asta trupească. Acum urmează partea mai mult, intrăm spre adânc. Mânia, tristețea și trândăvia. Deci, de vreo trândăvia spirituală. Lenea după picioasă. Și apoi slava deșartă și mândria. Cele mai grele, cele mai mari, cele mai subtile, cele pe care nu le vedem. Dar dacă le vedem pe acestea trupești și sufletești obișnuite, avem șansa să le vedem și pe celelalte. Slava deșartă și mândria. Deci să luăm pe astea grosiere, da? Și anume, lăcomia pântecelui, să mănânci mult, sau să mănânci numai ce-ți place. Știu eu, des. Simți că ai o astfel de pornire irațională. Lăcomia pântecelui. Aici intră și beția. Sigur. Mai ales beția. Orice dependență de ceva. Și de popcorn o să ai o dependență. De semințe, am zis că unii au dependența asta de semințe. Credeți-mă că nu e rău. Mai ales cu nescuit. Obișnuiți de pe stadioane, fac asta și în parc și în curtea bisericii. Mă rog. Chestiune și de educație. Apoi, desfrânarea cu toate formele ei, multiple. În gând, în imaginație, în memorie, în simțul, o ieșire de aceasta nefirească și foarte, foarte periculoasă pentru suflet și pentru tine și pentru urmaș. Și apoi iubirea de argint, banul. Ba, spune că e ochiul dracului, dar îl căutăm. Suntem achitiați să avem cât mai mulți bani albi pentru zile negre. Ne amăgim noi că, știu eu, într-un fel sau altul, cine are bani, totuși banii fac puterea și dau plăcerea. Și e adevărat, dar ce putere și ce plăcere, să vă întrebați.
Apoi, celelalte, mânia, faptul că nu avem răbdare, faptul că ne mâniem, faptul că partea asta e irascibilă, ne înfurie pe celălalt, nu suportăm, chiar e o carte, nu poți să te suport, vă recomand, mânia. Apoi, întristarea, am vorbit despre ea, aici intervine și gelozia, invidia, vai și amar, și, sigur, trândăvia. Trândăvia, uitarea de Dumnezeu, nepreocuparea de lucruri esențiale, de valori de tari, nu te interesează. Viața te trăiește, tu nu vrei să fii central, să te dezvolți prin harul lui Dumnezeu pe tine, în cele firești și suprafirești. Și apoi slava deșartă și mândria, care sunt păcate subțiri, grele, ies ultimele din nou, se pare. Și sfinții au fost încercați cu aceste patii, slava deșartă și mândrie. Există anumite sărbători, de exemplu Sfânta Muceniță Filofteia, care în anumite zone ale țării sunt trecute cu cruce roșie în calendar, iar în alte zone nu este cruce roșie. Nu ar trebui să existe același calendar în toată țara? Ba da, și există rânduiala aceasta dată de Sfântul Sinod. Dar, într-adevăr, în anumite părți au apărut cu cruce roșie anumite sărbători. În Oltenia ar trebui, din ce am vorbit cu Preasfințitul Sebastian, să avem cu cruce roșie ca o curtidură a Oltenii doar de Sfântul Grigore de Capurind. Atât. Și sigur Sfântul Nicodim de la Tismana, pentru că ziua în care e pomenit Sfântul Nicodim cade a doua zi de Crăciun. Oricum ar fi sărbătoare cu cruce roșie. Altfel, cele care sunt cu cruce neagră nu sunt puține, adică se poate lucra. Cruce neagră se poate lucra. Ce este cu cruce roșie ar trebui să fie Sfântă Liturghie în parohie și nu se lucrează. Dar se întâmplă situația că este cruce roșie, nu se face liturghie, și atunci oamenii nu știu ce să facă. Să lucreze sau să nu lucreze. Și o întrebare. Noi în pont nu avem probleme asta. Cum e Sfânta Filoftea? Nu m-am uitat la noi. Cred că e cruce neagră. Albastră. Albastră? Deci nu este puțin. Deci calendarul de la Olt, promanat, e corect. Da. Și dacă există o evlavie, cum este, spre exemplu, la Gorj Sfântul Irodion, da? Care are Sfântele Maștele la aici, ar trebui să se țină sărbătoare totală, cu Sfântă Liturghie și cu ținere. Încă nu se aplică ceea ce eu vă spun. Și anume, parohia ar trebui să facă liturghie. Preotul, dacă intră la Sfânta Liturghie, nu se lucrează în parohia respectivă. Deci, sărbătorile cu ținere sunt cele însemnate în calendar cu cruce roșie. Toate cele care sunt cu negru, cu albastru, etc., dacă nu sunt cu cruce roșie, nu sunt cu ținere. Se poate lucra. Da? Cine vrea să le țină totuși, există și noi, avem mănăstirea, din motive foarte temeate cu Sfânta Filofteia, spre exemplu, și ținem, este o lucrare specială acolo. Într-o parohie poate să fie, înțelegeți? Poate să fie hramul, de exemplu, unei parohii, o sărbătoare care nu este semnată în calendar cu cruce roșie. Și atunci se ține, toată parohia ține sărbătoare. Nu se lucrează. De altfel se dezleagă și la pește, știți, când e post. Doar în acele parohii unde există hramul. Când hramul cade într-o zi de post. Se poate dezlega chiar la pește. O poezie și plecăm. Una așa mai atipică. Oamenii acestei luni, de când se nasc, se zbat să trăiască, tot mai sfârșiți pe oboseală și de teamă până mor. Și toate acestea se petrec într-o lumină prin care trec, fără să o bag în seamă, și care e, de fapt, viața lor. Murim. Nu te cunosc, nu te închipui, te presimt. Toate din mine te vor și te cheamă, mă năbușe lumea în pânte strâng, bat în ea ca un făt în vintre de mamă, a sosit sorocul să ies, nu mi-e teamă, trup cald, cămăși de carne,
Nerăbdător mă zbat la ultima vamă. Din cazdele morții mă nasc, ah, cum doare, nu știu să respir lumina nemuritoare. Din pântecul vieții spre tine mă arunc în veșnicia înspăimântătoare. Fără fund, fără pat, fără cale, mă împresură Duhul în vijeliile sale, slăbănogul, nemernicul suflet prunc, primește-l, Doamne, pe mâinile tale. Ieșirea despre care vă spuneam, poezie scrisă de Vasile Voiculescu, un om care a avut experiența mistică a întâlnirii cu Dumnezeu și prin închisorile auguste trecând. Nu te cunosc, zice, nu te închipui, te presimt. Îmi place enorm versul ăsta. Adică îți simt vecinătatea. Încă n-am ajuns să, dar îți simt vecinătatea, te presimt. Toate din mine te vor și te cheapă. Mă înnăbușe lumea, împânte cu strâng. Bat în ea ca un făt, în vintre de mamă. E fătul în pânteci, care bate să iasă. A sosit sorocul să ies, nu mi-e teamă. Dintr-o dată, lucru extraordinar, nu mi-e teamă. A sosit sorocul să ies din lumea aceasta. Nu mi-e teamă. Trup cald, cămăși de carne, nu mă mai mint, nerăbdător mă zbat la ultima vară. Din caznele morții mă nasc. Ah, cum doare! Se spune că ieșirea sufletului din trup cam așa este. E ca și cum dacă ai putea să aduci toate venele așa în mănunchi și să le zmungi. Cam așa este sufletul după unii care au avut o experiență așa, un pic. Cam așa este. Vai câtă luptă are sufletul când se desparte de trup. Nu știu să respir lumina nemuritoare, nu știu să respir dincolo. Așa cum copilul nu știe să respire în lumea în care suntem noi. Știți că orice bun când se naște, trăiește o depresie? De aceea vin plângând copiii, nu râzând. Iar când murim, plâng alții. Și poate și noi. Nu știu să respir lumina nemuritoare, din pântecul vieții spre tine mă arunc în veșnicia spăimântătoare, fără fund, fără pat, fără cale. Mă împresură Duhul în vijeliile sale, slăbă nouă, nemernicul suflet prunc, primește-l, Doamne, pe mâinile tale. În mâinile tale încredințez Duhul meu, nu? Mântuitor, pe cruce. Nu din spaimă, nu din spaimă pentru pedepsire cu vecia negrului tartar, ci din dragoste, din râvnă și uimire, pentru bunătatea-ți fără împotrivire, pentru frumusețea ta fără de hotar, cad cu înălțătoare uimire. Că nu scârbele durerii și necazul m-au predat în mâna ta supus, bucuria ta mi-a spart zăgazul vieții mele strânte și extazul admirației mi-au îndoit grumazul cu un talaz în talaz de fericire, ție m-au adus. Adică, nu din spaimă pentru pedepsire, Doamne, mă apropie eu de tine. La început așa e frica de Dumnezeu, spaimă. Dar apoi, când îl cunoști pe Dumnezeu că e iubire, încep să spui cu Vasile Voiculescu că nu din spaimă pentru pedepsire cu vecia negrului, tartar, iadul, cu smoala lui, cu dracii care te chinuie și mai departe, ci din dragoste, din râvnă și uimire, pentru bunătatea fără împotrivire, pentru frumusețea ta fără de hotar, cad cu înălțătoare uimire. Pentru asta. De aceea vă spuneam că alternativa totdeauna și la copii pentru ceva superior și la creștini pentru ceva înnoitor. Aceasta ar trebui să fie lucrarea de căpetenie a unui om și a unui creștin. Vă mulțumesc pentru răbdare. Haideți să spunem rugăciunea și să ne odihnim și altă. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și atotdeauna fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.